numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins. Din Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi, de la Luca, capitolul 5, versetul 5. Preacucernice părinte secretar, preacucernice părinte consilier, preacucernice părinte protopop, preacuvioși și preacucernici părinți, doamna prefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnilor parlamentari, domnule primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori. În această duminică minunată de toamnă, când am sfințit biserica din Brăteni, unul din subiectele pe care ni le sugerează Sfânta Evanghelie citită, l-am intitulat astfel: Erezia activității exterioare. Trăim într-o lume care se află în mare rătăcire. N-aș zice 100%, dar foarte mulți oameni se găsesc într-o mare rătăcire, crezând că prin activitatea lor, prin strădania lor, prin alergarea lor, vor fi în stare să rezolve toate lucrurile din această lume. Ori lucrurile nu stau chiar așa. Un iubitor de Dumnezeu, în viacul trecut, meditând la această erezie a activității exterioare, la alergarea noastră pentru a rezolva toate lucrurile, făcând abstracție de existența lui Dumnezeu, printre altele a scris și următoarele cuvinte foarte înțelepte: activitatea înfrigurată ia locul acțiunii lui Dumnezeu, iar puterea harului este nesocotită. Trufia omenească vrea să-L detroneze pe Hristos. Puterea rugăciunii este nesocotită. În acest veac materialist, omul judecă mai mult după aparențe și lucrează ca și cum izbânda unui lucru ar atârna în primul rând de o ingenioasă organizare a activității exterioare. Ori, noi știm că toate pot duce la un rezultat frumos atunci când ținem seama că Dumnezeu este Cel care duce lucrurile la finalizare. În Vechiul Testament, atunci când izraeliții au ieșit din robia egipteană și mergeau înspre pământul făgăduinței, prin Moise Dumnezeu le-a dat un cod de lege, le-a dat cele 10 porunci, care rămân cel mai perfect mod de a face dreptate în toate viacurile. Și vă citesc porunca a patra, din cartea Ieșirii, din capitolul 20, începând cu versetul 8. Pentru că aici este unul dintre neajunsurile de care vorbesc și care ne face să nu avem răgaz, nici sărbătoare, să nu ne aducem aminte de Dumnezeu, să cădem în erezia activității exterioare. Zice porunca patra așa: adu-ți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. Să o sfințești prin participare, bun înțeles,
la slujbă, la rugăciune. Adu-ți aminte de ziua odihnei ca să o sfințești. Lucrează 6 zile și fă în aceste toate treburile tale, iar ziua a 7-a este odihna Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în acea zi niciun lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine. Este în mare parte neglijată porunca a 4-a în vremurile noastre. Literatura pioasă, care ne transmite multe pilde a celor de dinainte, ne spune că în veacul trecut, în veacul 20, pe la începuturi, trăia un pantofar care avea o situație materială modestă. Avea o casă de copii, lucra toată săptămâna, dar își imagina el, pentru că a văzut și el în erezia activității exterioare, că dacă va lucra și duminica, va reuși să mai câștige câte ceva, să-și poată întreține casa lui. În vecin locuia un om credincios și în același timp și înstărit. Mergea duminica la biserică și i-a zis cu jind pantofarului: ascultă, vecine, nu mai lucra duminica, că e ziua Domnului și-i păcat. Hai și tu la biserică, roagă-te lui Dumnezeu. Și a răspuns: îți este ușor să spui, că ai cu ce trăi, nu vezi că am o casă de copii și îmi lisesc așa de multe lucruri, eu sunt nevoit să lucrez și duminica. Și a zis vecinul: încearcă anul acesta să nu lucrezi, vino și tu la biserică, mai roagă-te, mai citește în Sfânta Scriptură și până la anul fă socoteala cât ai pierdut nelucrând duminica și eu îți voi da toată paguba. Și după ce a trecut un an de zile, minunea lui Dumnezeu, îl întreabă vecinul: cât ai păgubit? Și a zis pantofarul: Dumnezeu să-ți dea sănătate, vecine, n-am păgubit. Că mergând duminica la biserică și rugându-mă și mai citind în cărțile sfinte, toate lucrurile mi-au mers foarte bine și am câștigat mai mult decât speram. Până anul trecut aveam o biată capră, acum iată mi-am luat o vacă. Avem căsuța aceea slabă pe care știi că o moșteneam din strămoși și iată mi-am făcut o căsuță nouă. Toate acestea datorită ție, pentru că m-ai îndemnat să mă duc la biserică, să mă rog să am o noimă în toate. Până anul trecut eram într-o erezie, într-o mare rătăcire, rătăcirea că eu pun toate lucrurile la punct fără Dumnezeu. Într-un fel sau într-altul, într-un procent mai mare sau mai mic, și noi putem cădea în această erezie a activității exterioare. Psalmistul David, în psalmul 126, se exprimă foarte real și plastic și zice el așa: de n-ar zidi Domnul casa în zadar sau s-ar osteni cei ce o zidesc. Și de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați dis de dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiți ai săi. Acesta este adevărul. Și îl subliniază cu putere și Sfânta Evanghelie de la Luca, ce s-a citit astăzi. Domnul Hristos propovăduia Evanghelia pe malul lacului Genizaret, aproape de Capernaum. Frățiile voastre care ajungeți în pelerinaj în Țara Sfântă, știți ce loc frumos e acolo. Și fiind înghesuit de mulțime, a văzut două bărci, una era a lui Simon Petru, cealaltă a fraților lui
fiilor lui Zevedei și s-a urcat în ea și de acolo a propovăduit toată ziua Evanghelia și s-a rugat cu ei. Și înspre seară i-a zis lui Petru, acum că am terminat rugăciunea, că am terminat propovăduirea, acum mânați în adânc și pescuiți. Și a zis Petru, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am trudit. Se vede că noaptea era un timp mai prielnic de pescuit decât ziua. Toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins. Dar la porunca ta vom arunca mreja. Înțelesul este, toată noaptea v-ați trudit și n-ați prins nimic, că nu v-ați rugat. Iată, acum am făcut rugăciune, acum am făcut propovăduire, să vedeți cât veți pescui. Și ne spune Evanghelia că li s-au umplut mrejile și au umplut cele două corabii aproape să se scufunde pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Și a fost uimit Simon Petru și a căzut în genunchi zicând, Doamne, nu sunt vrednic, ieși de la mine, că sunt un om păcătos. Și Domnul Hristos, după ce au pescuit, i-a gratulat și le-a zis, de acum înainte veți fi pescari de oameni și trecând corăbiile la țărm, au lăsat totul și au mers după el. Și au dat seama că, pe primul plan, e rugăciunea, e viața spirituală și apoi toate celelalte merg din plin. Sigur că hărnicia este o virtute, lenea este un păcat, este o patimă, dar hărnicia trebuie îmbinată cu rugăciunea. Și una dintre cele șapte zile, Dumnezeu a rostuit-o să o întrebuințăm pentru rugăciune. Duminica să venim la Sfânta Biserică și să ne rugăm, pentru că atunci toată săptămâna va fi binecuvântată. Sfântul Iacob, în epistola sa, în capitolul 1, ne spune un lucru interesant în versetul 17. Toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorând de la Părintele Luminilor. Dacă îl rugăm pe el, toată munca noastră va avea un rezultat pozitiv. Altfel, ne atenționează Sfântul Iacob în capitolul al 4-lea epistolei sale, atunci când cădem și noi în erezia activității exterioare. Și începând cu versetul 14, zice așa, veniți acum cei care ziceți, astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate, vom sta acolo un an și vom face negoci și vom câștiga. Voi care nu știți ce se va întâmpla mâine, că ce este viața voastră, aburi sunteți, care se arată o clipă și apoi piere. În loc ca voi să ziceți, dacă Domnul voiește, vom trăi și vom face aceasta sau aceea. Aceasta este atitudinea corectă a omului credincios care și muncește și se roagă. Se roagă și muncește. Acesta este gândul pe care, iubiți frați și surori, am vrut să vi-l împărtășesc în această zi frumoasă de toamnă, când bisericuța dumneavoastră, ca un chivot frumoasă, împodobită, a fost sfințită. Și când vă urăm să vă bucurați de ea, ani mulți, să vă întâlniți aici cu Dumnezeu, care să vă mângâie în toate zilele vieții dumneavoastră. Amin. La mulți ani. Să zicem toți din tot sufletul.